și bine m-am găsit la profanan cu exerciții de matematică. Da, dragă, de fiecare dată când începem lecția, eu am o altă stare cu tine. Deci o stare de bună dispoziție, da? Uite, începem așa. Da. Spune-mă în felul următor. Un kilogram de carne vită, ca să nu mai omul la fel, plus un kilogram carne ori costă egal cu suma suma de 45 lei. Da? 45 de lei. Cât costă 3 kilograme de carne de vită plus 3 kilograme carne de porc? Ia să mă duc. Am făcut 45 de 3 ori. Asta e, mă. Deci egal cu 45 ori 3, că tu ai văzut că totul s-a modificat de 3 ori. 3, deci de 3 ori kilogramele de carne vită, de 3 kilogramele de porc. Deci 45 ori 3, dar nu știu ce fac, nu știu eu. Faceți o parte? 45, că... Cum? Lasă că nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, cum dar cum ai făcut-o? 135. Da. Deci te schimb. Da, mă schimb. Te schimb ca poziție. Dar nu place să te schimb. Hai să convingem pe prietenii noștri, că prietenii noștri așteaptă acum. Deci de 3 ori. Da. 45. Dar în mod normal. Nu, m-a schimbat. 175. Ori 180. Nu e bine așa, scot pe cel. Nu ne interesează întrebările răspunsuri, dar la întâmplare. Trebuie să fii, când dai un răspuns, analizezi atent. Da. Și în final spui așa. E din motivul ăsta așa. Da. Și dacă cineva spune nu-i adevărat, spui, eu cu tine mă bat acum, cer să te convin pe tine, am argumente. Deci, zici, de 3 ori. De 3 ori. Pe 45 cum îl putem scrie? 3 mulțit cu. Cum îl zici pe 45? Ca să rezolvăm. 20 și 5. Sau 40 plus 5. Da. Putem zice că e 45, 40 plus 5. De ce nu? Pentru că sunt 3. Nu. L-am lăsat pe 3, dar descompune pe 45. 45 este 40 plus 5. Și acum, 3 ăsta îi lovește pe amândoi. Da. Și îl zice, băi, vedem, mă dau la amândoi. Pe amândoi vă execut. Adică înseamnă 3 ori de 40. Plus de 3 ori de 5. Deci asta e rău de față, deci. De 3 ori. Și tu, și tu de 3 ori. Și acum de 3 ori cât de 40, cât ați face la mine? Știu că face 40 ori 3, 120. Asta e. Deci face 120. Plus de 3 ori cât de 5? 140. Nu. 3, de 3 ori 5. 5. 15. Plus 15. Și acum, 120 cu 15? 35. Asta e. Vezi? Dacă ai argumente și cineva, un coleg al tău, vine cu un alt răspuns, spui, nu e adevărat. Vă arăt eu cu mine. Dar aia e fost toată șmecheria. Pe 45 l-am scris ca fiind cine? 45, fii atent aici. Pe 45 l-am scris ca 40 plus 5. Și 3-ul ăsta îl face ca să se repete și 40 și 5. Și de 3 ori de 40, 120, de 3 ori de 5 și l-am adunat. Când îi spui cuiva treaba asta, l-ai terminat. N-are niciun motiv să nu fii de acord cu tine. Deci, cât costă asta în final, o să șterg acolo și să pun... 135. Așa. 135 kilograme când s-a luat de 3 ori cantitatea. Da. Deci când s-a luat un singur kilogram de carne de vită și un singur kilogram de carne de porc, atât am luat. Când am luat de 3 ori, mai mult, carne de vită și carne de porc, suma este atât. Dar dacă luam de 4 ori, poate de 4 ori, dar ar fi costat. 135 plus 45. Foarte tare. Deci de 4 ori kilograme carne de vită plus de 4 ori kilograme porc. Kilograme carne de porc ar fi costat. Zi tu repede.
185. 100. 80. 5 plus 5. Așa, 5 cu 5 face 10. 10 aceea duci la 4 și face 5 cu 3. 8. 180. Fără 85. 180 lei. Da? Lei. 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 Cât costă? 7 kg carne de vită plus 7 kg carne de porc. Cât face? 180 plus 180 plus 180. Deci 180 de câte ori? De 7 ori. Ia să vedem. Ia să vedem. Gata, ușor. Bun. Așa, atenție mult. Îl despărțim pe 7 în 3 și 4. Nu, 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 ești atent. Îți 7 kg. Acum. Când au fost 3 și 3, au fost 135. Când îți 4 și 4, au fost 180. Dacă îți 7 și 7? 135 plus 135. Adică... Ia să vedem. Când aduci și 135 cu 135, poate ar fi 6 kg de carne, 6 kg de porc. Da. Bun. Și plus? 4 kg de... Stai, ești atât acum. Că tu... Fii atent că ești pitală totul. 3 kg și 4 kg. Deci 7 înseamnă 34. Da. Și ai 34? Da. Și 7 și alte kg de vitele ai? Da. Și cât faci atunci? Cât e suma? 180 plus 135. Asta era, mă. Asta era. Era totul pe tablă. Dar trebuie să te uiți atent. Da? Cât costă? Deci ăsta, când, să zicem, face 5, total. Cât e? 135. Da, da. Na, 5 cu 10, 5. 3 și cu 8. 3 și cu 8, 11. Da. 1 cu 1, 2. Și cu 1, care le fost de aici? 3. 3. 315 lei costă, da, 7 kg carne. De carne de vită și carne de porc. Da. Cât vor costa 15 kg de carne de vită și carne de porc? Yay! 15 kg carne vită plus 15 kg carne porc. Egal cu... Acum e problema. Acum e problema. Asta e. A, dacă era... Cât vor costa 15 kg de carne de porc? Plus 15 kg de carne de porc. Trebuie să fii atent, Gata! Zi. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. De... 3 kg. De 5 ori, da? Da. Dar mai gândește-te aici, că poate ai vitalul totul. Dar să te uiți atent. 15 kg, așa este, 3 plus 3 plus 3 plus 3 de câte ori? De 5 ori, da? Bun. Adică ar fi chestia asta de mai sus de câte ori puțină? 5. De 5 ori, nu? De 5 ori. Că 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 5 ori fac 15 și iarăși 3 plus 3 plus 3 fac 15. Deci ar fi o idee să mulțesc pe cine? Pe 135? De 5 ori. Gata, nu. Asta fac. 100... Dar ce idee? 135. Nu pot să dau rezultate. Nu știu deodată. Eu trebuie să muncesc. Dar mai știu să... Mai vezi toate ideile. Aaa. Deci tu dacă mai ai auzat. Mai gândim-o imediat amândoi. 135 ori? Câte ori? Ori 5. Ori 5. Adică, o să spun așa, urmă ăsta așa, să face, da? Care înseamnă invers, 5 ori cu 135, ori 135. Și fii atent, cum fac eu? 5 ori cât? Cum descompun pe 135? Ajută-mă! 5 ori 5? 25! Nu. Hai să descompune pe 135. 130 și 5. 100 și 30 și 5. Deci egal cu 100. Plus 30. Plus 5. Ce facem? Iată cât facem la mulțire. 5 ăsta pe toți îi modifică. Și zice, băi, eu... 500. Deci vine 5 ori 100. Plus 5.
5 ori 30. 5 ori 30 și 5 ori 5. De toți îl luăm la întrebări. Adică 1000. 5 ori 100 face? 500. Punem și noi 500. Plus 5 ori 30. De 5 ori câte 30? 15. 15. Nu, 15. 150. 150, 30, 30, de 5 ori, da? Deci 150. Și plus 5 ori 5? 25. 25. Adică 20 plus un 5. Da. Da? Și acum, hai să vedem. La unități. 5 ori rămâne singur. 675. Face 675 tu ai făcut odată, și ai dreptate, 20 cu 50, 70, 675. Deci, prețul total, 675. Asta e mai departe, 675. Vrei? Mă întrebai de o altă idee? Zi-o tu, mă. Tot la 15, cum poți să ajung, mă? Tot la 15. Nu! Ia uite-te așa. Ai un 7, ai un 3, un 4 și un 1. Oare cât fac astea toate de-a creatului? 3 cu 7? 3 cu 7? 10. 10? Da, 10. 10? Da. Dar tu te gândi la 4 cu 7. 4 cu 7 face 11. Da. Și cu 3? 14 și cu 1, 15. Deci dacă le adun pe astea toate, 1, 2, 3, 4, trebuie să ne dea 6, 7, 5. Am emoții. Te atent aici. Deci poate era așa. Ori ai zis de 5 ori asta, că vine 3, 3, 3, 3 de 5 ori. Ori ai făcut treaba cea mai deșteaptă, sesizând că sunt în total aici 7 cu 30 kg, și cu 4 și cu 1, 5, deci e total 15. Și sigur, tot aici tot 15. Și atunci înseamnă să aduci sumele de astea. E scandalul, nu multe face. Ai te rog să 5 cu 5, 10, cu 5, 15. 15. Apoi. 4. Și cu 1 ăla, hai să nu-l uităm. 5 și cu 3, 7. 5 cu 3? 8. 8. Și cu 8? 16. Și cu 1? 8. 19. 8. Și, deci am uitat corect. M-am uitat. Vorbim din nou. Vorbim din nou. Deci. 5. Fii atent. Ești cel mai șmecher. Bunul acela și bunul ăsta cât face? 9. 1 și 1? 2. Da? Și cu 8 ăsta? 10. 10. 3 și cu 4? 7. Și cu 10-a? 17. Deci, pentru că ne adun, trebuie adun cu convinții cel mai mult. Unul acela, până cu unul ăsta. Pe cu 2 și cu 8 la 10 face 10. Da. 3 și cu 4, 7. Da. Și cu 10 aceea 17. Da? Da. Și ați zis că 71 l-ai păstrat. Și acum am 30%. Unul acela și cu unul de aici. 2. 3. Și cu 3, 6. 675. Deși pe o care și pe cealaltă. Foarte tare. Da. Cât costă? Domn profesor, era școală. Cât costă? Domn profesor, mai era una. Acum dau eu încă una. Okay. Atenție, că acum nu fac cea mai tare. Cât costă 15 kg carne vită plus 17 kilograme, 17 kilograme, carne, porc. Dau eu cât costă. Costă. Ia să văd eu. Dau eu. Fac 705 lei. Cât costă? Te uiți numai aici. Numai aici. Cât costă un kilogram, întrebarea, un kilogram carne, porc, egal cu cât, și un kilogram carne, vită, egal cu cine? Deci de acum, gata, s-a terminat cu problema. Atât ai. 15 kg de carne de vită și cu 15 kg de carne de porc costă atât. 15 kg carne de vită și cu 17 aici la carne de porc.
Spăcea și egalitate, la care ne vede aceeași cantitate. Așa 17. S-a modificat și suma. Nu mai este ca înainte 6,75. Profesor, profesor, 75 și 675 ca să afle 2 kg de... Cât costă 2 kg de? Porc. Carne de porc. Asta era. Deci ai văzut, ai comparat repede. Unii vine modificarea prețului, vine de la kilograme de carne de porc. Și sunt două. Și de aceea scaz. Asta trebuie să spui, lăsa raționamentare. Deci scădem din 705. Gata. De 30. Lasă-mă că eu fac mai greu formă. 675. Și face 5 din 5, 0. 7 din... Aici nu se poate. Ce fac? 10. Mă împrumut. 7 din 10 face 3. De profesor. Da? 30. 30, așa, ai avut dreptate. 30. Mai ușor. 30, cum ai făcut? Am făcut 70 plus 30. Face 100. 700. Da, și 5. Da, te-ai întrebat cine a adunat acolo face 30. 30. 30 lei costă? Costă? Ce costă? Ce costă 30 lei? Vită! Atenție, atenție. Atenție. Candineaua ai spus foarte tare. 30 lei costă ce? Cine costă 30 lei? Vită! Nu, nu, nu ești atent. Nu, nu, nu ești atent. Nu dă la întrebare. Ai răspuns foarte tare. Când am văzut... 30 lei, 675. Ce costă 30 de lei? 2 kg. Asta era, mă. 30 lei costă 2 kg carne porc. Dar un singur kilogram, un singur kilogram carne porc, cât va costa? Pare cât? Dacă două costă 30 lei, dar un singur kilogram. Nu? Nu știu, nici eu nu știu. 30 minus 6. Da, în câte să-l împărțim pe 3? Nu. În două. 15. Asta era. Păi dacă 2 kg costă 30 lei, dar nu am un singur kilogram, trebuie să învață 2. Da. Deci înseamnă kilogram costă cât? Și 30 împărțit la 2 face 15 lei. Avem 7 kg. Avem suficient timp să facem. Deci 15 lei costă un kilogram de... Atenție! Atenție, ești atent. Vite! Un kilogram de... Păi nu, ești atent. Păi când ești atent, tu ai răspunsuri corecte. Dar sigur că da. Cele 2 kg au costat 30 lei. Acum un singur kilogram carne porc. Costă 15 lei. Hai să scrijăm. 15 lei un kilogram carne porc. Da? Un kilogram carne porc costă 15 lei. Cât costă în viitor? Dacă ești atent, vedeți. Cât costă un kilogram de vită? 775 minus 15. 75. Nu te-a răspuns la tine, așa vorbim împreună. Deci un kilogram de carne de porc, știi, unul singur știi. Și te interesează cât costă un kilogram de carne de vită. Unde este o relație? Unde este o relație cu un kilogram de carne de vită și un kilogram de carne de porc? Unde este o relație? Pe tablă, uite-te pe tablă toată. Deci un kilogram carne de vită. Unde este un kilogram carne de vită plus un kilogram carne de porc? Unde este? Prin toată, și toată tabla o trebuie. Unde este o relație? Un kilogram carne de vită și un kilogram carne de porc? La porc. Unde? Care e relația? Prima. Un kilogram carne de vită. Deci un kilogram carne de porc. Sunt 45. Porcul știi acum că e 15 lei. Și acum zice, cum ar fi un termen? Când știi cei doi ar vrea fac 45. 45 minus 15. Asta era. Un kilogram carne de vită egal cu 45 minus 15. Și face 45 minus 15, 30 lei. Răspuns corect. Un kilogram carne porc
costă 15, egal 15 lei. Și un kilogram carne. Porc. Vită. Vită. Vită costă 30 lei. Asta problema noastră albastră. Uite, Mario a făcut cele mai tari probleme de ultima perioadă, fiindcă am analizat cu foarte multă atenție. Deci, vezi, am zis de 3 ori, de 4 ori, de 7 ori, de 15 ori. Și până am dat aici o diferență, și ai tot văzut de diferența și totul a fost perfect. Așa se cheamă probleme prin metoda comparație. Că final, comparăm mărimile acestea și ne dăm seama, da? Metoda asta este la comparație. Așa că acasă, acasă, vei face următoarea problemă. Un kilogram carne vită plus un kilogram carne porc costă, hai să zicem, 50 lei. Da? Costă 40 lei. Astăzi, 40 de lei. 40 de lei. Și ca să te ajut, acasă existeram 28 și 12 am luat aici. Da. Și atunci joacă-te aici. 2, 3, 4, cum a făcut modelul ăsta, da? Da. Și la sfârșit facem mișcarea asta, luăm o distanță de, și când s-a pierdut costul de carne așa, costă. Da, modelul acesta, de atâtea ori mai mult. Atâtății, de 3 ori toate, de 4 ori toate, de 7 ori toate. Dar bun, îi faci, deci, faci, facem așa. Domnul, facem plus, faceți. Domnul, plus. Am lăsat 2000. Hai, bă, finalul, mai trecem eu. Să nu uitați de like, share, să vă abonați la Prof Online. Și să spuneți și la verișori. La verișori și la prieteni și la cei pe stradă pe care îi prindem. La revedere! La revedere.